Cuvântul denie vine de la slavonescul vdenie și înseamnă priveghere sau slujbă nocturnă. S-a păstrat denumirea de denie pentru utreniile din săptămâna patimilor, deoarece ele se săvârșesc seara. Astfel, luni, marți și miercuri se oficiază liturgia darurilor mai înainte sfințite. Denia din această seară este denia predicii de pe munte. Denia de miercuri este vânzarea lui Iuda. Gândurile care îl duc pe Iuda la concluzia că ar fi bine să fie dat în mâinile arhiereilor. În Joia Mare se oficiază liturgia Sfântului Vasile cel Mare unită cu Vecernia, iar Vinerea Mare este o zi liturgică, adică nu se săvârșește slujba Sfintei Liturghii. Denia de joi este cina cea de taină, momentul emoționant este acela că Mântuitorul se încinge cu un ștergar și spală picioarele ucenicilor săi și dă acestora o pildă despre ce înseamnă să fii păstor al oilor tale, dă o pildă despre ce înseamnă să slujești aproape lui. Denia de vineri este denia punerii în mormânt și a prohodului Domnului. Săptămâna patimilor este o săptămână sfântă, binecuvântată, în care postul trebuie ținut strict, iar pregătirile de Paște făcute ca la carte. Se spune că în noaptea învierii porțile cerurilor se deschid, iar cei care nu dorm și își pun dorințe arzătoare le vor vedea împlinite. Așa sună una dintre superstițiile legate de Marea Sărbătoare. Preoții spun că de Paște nimeni nu trebuie să fie trist. Bucuria este sentimentul pe cât de unic, pe atât de predominant. Este săptămâna în care cu adevărat trebuie să zguduim în noi toată armura de păcate pe care o avem, toată armura de patim, toată armura de răutate, de patimi omenești pe care le avem în această lume și să dăm suprema importanță aspectului duhovnicesc. Este săptămâna iertărilor, este săptămâna blândeții, este săptămâna iubirii creștine, este săptămâna în care suntem mai puțini prezenți în această lume, doar pentru a fi prezenți mai lucid și mai responsabili în starea duhovnicească în care trebuie să ne aflăm. Sărbătorile pascale înseamnă respectarea tradițiilor străvechi care s-au păstrat de mii de ani. În același timp, învierea Domnului oferă fiecărui creștin prilejul de a se întoarce către sine, de a dobândi pacea interioară și curățenia exterioară.